Așa mamă, așa fică. Fashion blogherița Alina Ciorici este pasionată de modă de când se știe și se pare că fetița ei a moștenit aceeași dragoste pentru outfit-uri frumoase și cu gust. Le place să se asorteze, iar de multe ori se îmbracă la fel. Alina a observat pasiunea micuței chiar în primul an de viață, iar acum nu-i rămâne decât să-i ofere un exemplu bun de urmat, pentru că cine știe, poate că educă un mare designer de modă. Fetă, mai tot ce face mama, mai ales ce ține de îmbrăcăminte și încălțăminte. Chiar și accesorii, să punem aceiași ochelari de soare, tare invește. Asta s-a observat undeva de acum un an, când deja ea poate să facă multe lucruri de sine stătător. Nu i-am insuflat eu acest lucru intenționat, deci ea repetă tot ce fac părinții și se lua așa dragostea asta, cred că, de la mama. Fiica mea încalță tocurile și spre marea mea mirare merge un pic mai bine ca mama, pe tocuri. Deci, ceșcuța de ceai, ghetuțele, ochelarii, pălăriile, astea sunt la ordine zilei. Alina spune că preferă să facă shopping peste hotarele țării, întrucât prețurile sunt mult mai mici. Dar e convinsă că și la noi putem găsi hăinuțe drăguțe și de calitate. Și pentru că e rugată zilnic de miile de mămici de pe Instagram care o urmăresc să le ofere câteva sfaturi cum să-și îmbrace odraslele, mai ales în sezonul de vară, Alina a oferit câteva criterii de care ar trebui să se conducă părinții. Așa că, mămici, dacă aveți un copil activ, neapărat optați pentru pantaloni, ce ține de pantaloni cu bandă elastică la spate, de o lungime potrivită, mai ales să nu fie mai jos de gleznă, că ei să nu calce pe pantaloni, să împiedice, și ar fi de dorit chiar cu elastic la aici jos. Dar rochițele? Rochițele. Hai să luăm de genul rochița asta, da, dacă o vedem. Da, e o rochiță din top și fustiță, da? La fel, e bine să fie destul de lărguță, ea să se miște ușor în ea și ar fi de dorit nu mai jos de genunchi, că copiii sar, se tăvălesc pe jos, și adică dacă e de o lungime mai mare, tot nu se simte ei bine. Sau chiar calcă pe ea. Și maiourile putem să le alegem liniștite, că ele... Știm sigur că sunt 100% bumbac, iar cămările nu sunt așa pretențioase, de obicei corespunde vârstei. Și la fel, putem să le luăm cu o mărime mai mare, e un pic mai lărguță, la anul știm sigur că îi va fi bun. Și la fel, maiourile, cel mai bine le sortăm cu o pereche de leggings, elastici, da? Uite, avem de genul ăsta aici. E perfect. Fetița mea, Catarina, iubește tare rochițele, chiar dacă mami nu prea o îmbracă, și pălării, are și ea câteva. Pălăriile, cămărime, întotdeauna le-am luat cu o mărime mai mare, nu știu de ce. Chiar dacă anul trecut am luat o pălărie, uite, anul ăsta e mică. Și mami, cam la fiecare sezon estival, trebuie să schimbe accesoriile. Încălțămintea, la fel, trebuie să fie tare ușoară, că ei aleargă mult și, hai să spunem, în ghetuțe sau sandale pe talpă groasă, lui e greu, pentru că e grea. Uite, avem așa sandăluțe perfecte pentru vară și pentru alergat. La fel, ea iubește și accesorii, gentuțele. Are câteva acasă. Ținem să menționăm că Alina Ciorici este cu adevărat talentată atunci când e vorba de modă, iar noi îi urăm mult succes. Vă îndemnăm să țineți cont de sfaturile blogheriței.